loc ședința Consiliului Suprem de Securitate. Au fost, eu am inclus 5 subiecte, 4 și suplimentar diverse. Au avut loc discuții foarte detaliate, importante, durat mai bine de 2 ore. Unele discuții continuă și acum. O să mă refer la subiectele care au fost discutate. Primul subiect, raportarea cu privire la acțiunile organelor abilitate în vederea implementării deciziei Consiliului Suprem de Securitate privind devalizarea sistemului bancar în Republica Moldova, tot ce țin de furtul miliardului, CROL și așa mai departe. Raportori Procuratura Generală și Banca Națională a Moldovei. Am fost informați detaliat din partea Procurorului General Interimar despre unele cauze penale deschise suplimentar în tot ceea ce ține de investigarea furtului miliardului. Unele subiecte care anterior erau trecute cu vedere de fosta conducere a Procuraturii Generale. Acum pe aceste subiecte, care se referă nu doar la procedura de scoatere a banilor din sistemul bancar perioada anilor 2013-2014, dar și perioada anilor 2012-2013, când se pregătea furtul miliardului, și pe acest eveniment au fost deschise unele cauze penale. De asemenea, a fost informat detaliat despre sechestrele care sunt puse pe unele active pentru a asigura restituirea banilor în bugetul de stat. Banca Națională a Moldovei ne-a informat despre discuțiile care le au cu CROL, în vederea ce facem mai departe cu aceste rapoarte și, evident, despre vânzarea activelor băncilor care sunt în proces de lichidare. Cel mai probabil, în timpul apropiat, vom mai avea discuții separate. Colegii de la Procuratura Generală au solicitat și de la CNA să avem și o ședință separată cu factorii decizii, președinte, speaker, premier, într-un format mai îngust, unde vom discuta toate aceste subiecte. Probabil va avea loc până la sfârșitul săptămânii curente. Al doilea subiect din ordine de zi, examinarea măsurilor întreprinse în cadrul urmăririi penale privind tentativa de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova. Raportori, Procurorul General Interimar SIS-ul și Președintele Comisiei Parlamentare, cunoașteți că la începutul lunii august a fost pornită o cauză penală, intentată un dosar penal pe uzurparea puterii în stat în perioada, în perioada 7 iunie, anul curent, până pe 14 iunie. Sunt deja întreprinse mai multe măsuri în acest sens, cu detalii nu voi veni, pentru că este vorba de secretul anchetei. Comisia parlamentară, raportor domnul Țurcanu Vladimir, care este președintele acestei comisii, ne-a informat că către sfârșitul lunii septembrie Comisia parlamentară va veni cu unele detalii. Sperăm că și din partea Procuraturii Generale, SIS-ului, CNA-ului, care sunt implicați în acest proces, vom avea în timp apropiat informații suplimentare. Al treilea subiect, o informație prezentată de SIS referitor la o activitate cu caracter cu grif secret, despre care nu voi da acum detalii, în perioada anilor 2015-2019. A patrulea subiect, examinarea procesului de înstrăinare a patrimoniului neutilizat din dotarea Armatei Naționale în perioada anilor 2015-2016. În acea perioadă au fost cu încălcarea legislației înstrăinate patrimoniul de la Ministerul Apărării. Au fost la acea perioadă pornite mai multe cauze penale care mai târziu au fost stopate de către conducerea politică din perioada anterioară. Aceste subiecte au fost discutate detaliat. Ministrul Apărării ne-a informat despre unele încălcări care au avut loc și în acea perioadă, dar și în perioada ultimilor 2 ani jumate de către fostul ministru al Apărării. Am luat de comun decizia, probabil astăzi, după ședința Guvernului, domnul ministru Apărării va ieși la dumneavoastră la presă cu unele informații suplimentare, inclusiv referitor la distribuirea armamentului din dotarea Ministerului Apărării prin ordinul ministrului unor persoane politice. Cred că această informație veți obține astăzi după ședința Guvernului. La diverse am ascultat raportul Ministerului Economiei referitor la Chișinău Arena, acest proiect. Cunoașteți, eu am mai menționat și anterior, vreau să reiterez încă o dată poziția comună a tuturor. Acest proiect trebuie finalizat. Este un proiect necesar Republicii Moldova. Trebuie să găsim resurse necesare și aici sunt mai multe soluții. Ministerul Economiei se ocupă de acest subiect pentru
nu avea alte defalcări de la bugetul de stat, trebuie să găsim alte surse decât bugetul de stat și sunt unele idei în acest sens. Și încă un element, are loc investigarea în ce condiții a fost semnat acest acord de parteneriat public-privat, care de fapt în esență nu este un parteneriat public-privat, este doar o încălcare și o delapidare de fonduri de la bugetul de stat. Și încă un subiect care a fost discutat la diversi este asigurarea securității alimentare în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Cunoașteți că sunt mai multe cazuri înregistrate pe parcursul ultimii perioade, special în grădinițe din Chișinău. Este vorba de mărfuri, produse alterate, care sunt incluse în hrana copiilor. Acest subiect astăzi a fost pe agenda Consiliului Supreme de Securitate, au fost date indicațiile corespunzătoare pentru verificarea la toate instituțiile preșcolare și școlare, către ANSA, către Ministerul Sănătății, către CNA. Asta e ceea ce am vrut să vă spun. Dacă aveți careva întrebări, succinte la subiect. Eu cred că cu această întrebare vă puteți adresa la Procuratura Generală și eu sper că în timpul apropiat vor fi și unele acțiuni mai concrete în acest sens. Alte întrebări? Din bugetul de stat s-au investit 200 de milioane de lei. Este vorba de guvernarea care a fost până acum. Investitorul privat cu care a fost semnat acordul a investit circa 20 de milioane de euro. Construcția este finalizată în proporție de 80-85%. Este planificat către sfârșitul lunii octombrie ca acest obiectiv important pentru noi să fie finalizat. Mai departe, conform contractului acordului, statul este, guvernul este obligat în decurs de 11 ani să plătească din bugetul de stat câte 3 milioane de euro. Adică în afară de 10 milioane de euro care s-au achitat din bugetul de stat, statul și-a asumat fosta guvernare angajamentul să mai achite încă 33 de milioane de euro în decurs de 11 ani. Eu consider că statul are alte priorități și trebuie să găsim formula cum, de unde luăm bani pentru a achita. Pentru că investitorul a investit banii proprii. Și ca gaj pentru aceste investiții, i s-au dat 59 de hectare de teren public, care a fost evaluat la 3 milioane de euro, vreau să menționez. Un hectar acolo costă 3 milioane de euro, nu 60 hectare. Costul terenului care e pus în gaj e de câteva ori mai mare decât tot volumul investiției. Și aici trebuie să ne clarificăm cu cei care au semnat. Și acum sunt deschise dosare, cauze penale și o să ne clarificăm. De ce s-au mers pe această formulă? Dar, cum am menționat, este un obiectiv important, social. Trebuie să vedem de unde găsim bani, sunt unele idei, inclusiv în discuția cu partenerii externi, și trebuie să vedem cum gestionăm acest obiectiv după ce va fi dat în exploatare, pentru că acesta tot presupune cheltuieli pentru bugetul de stat. Să vedem cum vom gestiona, cine va gestiona ca să fie utilizat eficient. Acordul cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce a fost semnat, negociat acel memorandum în luna iunie, poate fi renegociat doar în luna septembrie-octombrie. Pentru că o altă misiune a Fondului Monetar Internațional la această etapă, la Chișinău, nu va fi. În ceea ce ține de implementarea unor prevederi, ține deja de atribuțiile Guvernului și Parlamentului. Eu știu că mâine va avea loc ședința Parlamentului și probabil și poimâine și sunt incluse în agenda și unele proiecte de legi pentru implementarea unor prevederi. Dar vreau să menționez că o bună parte din aceste prevederi care au fost discutate destul detaliat în societate, inclusiv noi la președinție, și ne-am expus și opinia negativă față de unele, vreau să menționez că aceste prevederi intră în vigoare, ar putea intra în vigoare, doar la 1 ianuarie, nu intră astăzi. Mă refer la Horeca și la toate altele. Adică avem încă 5 luni de zile posibilitatea de a renegocia tot ceea ce este inclus în acest memorandum. Dar va fi sau nu luat o decizie în acest sens, deja depinde de Parlamentul mâine, ce va decide. Poftim? Eu sunt implicat destul de activ în acest proces. Dați să vedem dacă va fi votat. Și pe urmă vom decide. Așa cum a fost organizat în fiecare an, eu dacă mi-am amintesc cel puțin în ultimii 10 ani,
Eu personal am organizat în fiecare an, pe data de 24 august, diferite acțiuni legate de eliberarea Moldovei de ocupația fascistă. În acest an avem o dată rotundă, 75 de ani de la eliberare. Deci am hotărât să organizăm mai multe evenimente. Nu toate sunt cu costuri enorme, pentru că ceea ce ține de concert, știu că organizează o organizație non-guvernamentală, Iubesc Moldova. În ceea ce ține de implicarea președintelui, da, noi avem mai multe activități protocolare, unde vom participa atât la Șerpeni, este vorba de restabilirea unor monumente, inclusiv din contul bugetului municipiului Chișinău, dacă vorbim de municipiul Chișinău, sunt și în alte raioane, în alte teritorii. Întâi trebuie să fie semnat. Noi am avut discuții foarte detaliate cu colegii din blocul acum, pe parcursul ultimilor zile. Vreau să spun că luni, 3 ore am discutat la președinție despre tot ce ține reforma justiției, procuraturii, politica fiscală, toată agenda. Ieri am discutat 2 ore aici la președinție cu ministrul finanțelor despre politica fiscală, despre indexarea pensiilor de 2 ori pe an, inițiativa președintelui și altele. Astăzi am discutat. Eu cred că suntem la ultima etapă de semnare acestui acord între două componente ale guvernării. Mă refer la PSRM și blocul acum. Cel mai probabil acest acord va fi contrasemnat și de președintele țării, ca suport pentru implementarea acestor reforme. El este compus din câteva compartimente. Este compus din compartimentul, de exemplu, tot ceea ce ține de politica internă, tot ceea ce ține de reforme, reformele în domeniul justiției, procuraturii. Și vreau să vă spun că chiar dacă în societate se discută că sunt opinii diferite între guvern și președinție, vreau să vă spun că luni, în proporție de 90-95%, am găsit limbă comună pe toate elementele. Pentru că, da, noi am elaborat un concept, guvernul a venit și ei cu un concept care am început să-l discute. Noi am convenit că vom discuta și vom avea un concept comun, ne vom asuma angajamentul pentru a-l face public și a-l implementa. Voință politică este. Al doilea compartiment important, tot ceea ce ține de activitatea în Parlament. Nu vom accepta traseismul politic și crearea coalițiilor cu deputații din alte fracțiuni. Mă refer nici socialiștii, nici blocul acum. Al treilea component important, tot ceea ce ține de alegeri locale. Alegerile locale din 20 octombrie sunt un obiectiv foarte important. Și aici, între socialiști și acum, trebuie să fie condiții foarte clare. Cum participă? Coordonează unii cu alții acțiunile, pentru fiecare au candidații lor, dar să fie un pact de neagresiune. Și următorul capitol, tot ceea ce ține de politica externă. Implementarea acordului de asociere, restabilirea relațiilor cu unii parteneri strategici, aceste 4-5 componente de bază sunt parte a acordului și ele se definitivează dacă finalizăm toate discuțiile referitor la reforma justiției săptămâna curentă, începutul săptămâna viitoare, atunci ar fi logic și corect și sperăm că săptămâna viitoare să fie semnat. Nu cunosc detalii. Eu astăzi am seara o ședință, o întrevedere cu domnul Ciuban, pentru că acolo conducerea Gazpromului nu știu că nu erau pe loc, pentru că este vorba doar de semnătură. Dar a fost acceptat de principiu. Cred că e doar câteva elemente. Semnarea unui acord sau contract de către domnul Miller, director la Gazprom. E formalitate doar. A fost acceptat. Poftim? Cu regret sau din fericire, nu președintele retrage imunitatea deputaților. Și nici nimeni altul decât la inițiativa procurorului general interimar. Vom vedea. Vom vedea. Va veni mâine procuror general în Parlament sau nu va veni? Eu am un răspuns la această întrebare, dar nu o să-l dau acum. O să vedem mâine. Poftim? Eu pe domnul Gaiciuc îl cunosc din anii 2005-2006, când activam împreună în echipă. Și eu cred că este unul dintre cei mai buni profesioniști în domeniul apărării și securității naționale. Este general de brigadă încă din timpul sovietic. Și este o persoană cu reputație destul de impecabilă între toți care au activat în organele de forță. Și eu sunt ferm convins că va face față
la tot ceea ce ține de atribuțiile care revin conform acestei noi funcții. Poftim? Consilierii președintelui sunt acele persoane care au suportul și încrederea politică a președintelui. Ei pleacă din funcție odată cu președintele. Președintele vine cu echipa sa. Și acesta este un lucru firesc în toate țările. Vor mai fi, apropo, numiri de consilieri interesante, urmăriți. Vă mulțumesc!